Hei, salutări și bine v-am găsit la nou episod din seria noastră preferată, echipa ta analizată de mine. Astăzi ne aflăm la episodul 10 din această serie. Este incredibil cum am avansat prin aceasta și vreau să încep prin a vă mulțumim pentru tot suportul pe care mi l-ați arătat până acum pentru această serie. Abia am postat episodul 9 luni, deja produce niște numere incredibile pentru canal, peste 400 de vizionări, peste 40 de like-uri, lucru pentru care țin să vă mulțumesc extrem, extrem de mult. N-aveți idee cât contează aceste lucruri pentru mine și cât de mult mă împinge de la spate faptul că observ că sunt rezultate. 100% dacă nu erau rezultate cu această serie și nu vă plăcea, nu ajungeam până aici. Și de ce nu, abia aștept să ne revedem și la episodul 20 cu un episod special cum este acesta. De ce zic că este un episod special? Pentru că în loc de 10 echipe cum avem de obicei, astăzi vom analiza împreună 20 de echipe. Sper să vă placă această idee și să lăsați acolo, cum lăsați de fiecare dată, un like și un subscribe și de ce nu și un comentariu. Apropo, rămâneți până la final dacă vreți să vedeți și voi cum puteți apărea în următoarele videoclipuri. Este foarte simplu, dar nu mă mai lungesc acum, o să vă explic în outro. Vizionare plăcută! Începem așadar acest episod direct pe PS4, unde avem un buget de doar 100.000, din păcate. Echipa arată foarte bine, cel puțin atac din ce văd. Totuși, a scoate aici acest Campbell și acest Lam. Știu că depășim bugetul, dar poate acest Campbell sau acest Lam este tradeable. În caz că nu, o să forțez un pic bugetul. E foarte greu să facem niște schimbări de 100.000. Aș merge așadar pe Tomori în formă aici, pe poziția de centerback, chiar pe Lefec, m-aș duce pe Teo Hernandez. Din nou, pentru a treia oară în ultimele 30 de secunde. Știu că depășim bugetul. Trăiesc cu speranța că cel care a postat această echipă s-a jucat constant de atunci și au trecut peste 10 zile de atunci, așadar mă gândesc că în 10 zile ar trebui să produci cel puțin 100.000 în cel mai rău caz, dacă nu te ocupi de trading, dacă nu joci la rivals și așa mai departe. Doar dintr-un weekend link faci 100.000, părerea mea. Așadar, eu zic că nu ne-am aruncat prea mult cu bugetul. Tomori și cu Hernandez te-ar ajuta super mult aici pe poziția de CB și pe poziția de left back. Multă baftă și sper să te revoi și în episoadele viitoare, de ce nu cu o echipă mult îmbunătățită. Rămânem tot pe PS4 așadar, dar creștem din fericire bugetul. Avem un buget de 250.000 de data aceasta și aș merge pe următoarele schimbări, bro. Salah Gold mi se pare depășit la ora actuală, având în vedere că are și 4-3, e rău de tot, scârțe rău de tot. Aș merge aici, având în vedere că bugetul e atât de mic, nu am cum să merg pe altceva mai bun de Anthony Once to Watch. Având în vedere că sunt carduri Once to Watch, pachete și așa mai departe, posibil să fie afectat lucrul acesta prețul, după cum se vede. Are 5-3 și iată ce price drop a avut zilele astea. De la 200.000 a scăzut la 60.000. Deci lui la un preț super, super bun. Măcar are 5 skill-ul, deși are într-adevăr 3 weak foot la fel ca Salah, măcar are 5 skill-ul care te ajută acolo în bandă să mai scapi, să mai driblezi când tu fundai și așa mai departe. Iar aici l-aș scoate pe Godfrey de pe poziția de left back, pentru că este foarte lent cu 84 pace. L-aș monta pe Cancelo pe left back, iar pe dreapta aș merge pe serviciile lui Dalot, cadrul acesta World Cup, pe care eu l-am jucat acum ceva timp și care mi s-a părut destul de solid acolo pe poziția de râbâș și a făcut treaba onorabil. Sper să te ajute schimbările astea, bro, să ajungi acolo unde ți-ai propus cu această echipă și de ce nu să te revăși și în episodul viitoare, poate cu un CB upgradat, cu altceva pe left wing și așa mai departe. Loc e de schimbări, lucru care nu trebuie să te supere sau să te sperie, ci din potrivă să te bucure. Mărim consola, cum s-ar spune, trecem pe PS5, mărim și bugetul, trecem de la 250.000 la 800.000 și avem o echipă foarte, foarte interesantă, cu Ginola, cu Alovaran și așa mai departe. Ce aș face eu în locul tău, bro? Aș scoate acest Maldini, neapărat, l-aș scoate și pe Konate, sincer. În rest, echipa arată bine, deci de la mijloc în sus echipa arată foarte bine și nu m-aș băga să schimb, sincer. Și aș lăsa așa, combinația asta cu Deo Hernandez și Kalulu e foarte bună, iar aici aș lua colegul său de la AC Milan, l-aș lua pe Tomori, Winter Wildcard chiar, iar pe dreapta aș merge pe serviciile lui Hakimi Inform. Știu că depășim puțin bugetul, dar poate acest Konate e tradable și chiar dacă nu e, din nou, a trecut mult timp, eu cred că cu 100.000 îmi permit să depășesc bugetul la aproximativ fiecare dintre voi. Multă baftă, vreo, și eu zic că apărarea asta o să te ajute super, super mult să-ți atingi rezultatele propuse.
în sfârșit ne mutăm de pe PlayStation și ajungem pe PC, unde avem un buget de 600.000. Avem o echipă interesantă, dar care poate suferi ceva modificări. În primul rând l-aș scoate pe CSGO-ul, pentru că e foarte depășit, nu depășit. L-aș scoate și pe acest Zanetti. Apărarea e ok, nu umblăm la ea, ba umblăm. Scoate între piele ăsta și luăm aici Dilo Renzo Inform. Aici aș merge pe serviciile lui Bare la Road to the Final. Îl poți lua eventual ori înainte de meciul lui Inter, ori după, nu știu ce să zic, nu pot să-ți spun ce cred eu că o să se întâmple, pentru că a fost doar 1-0 în tur pentru Inter. E un meci greu, dar depinde, s-ar putea să crească foarte mult înainte de meci. Dacă pierde, logic, o să scadă mult. În schimb, dacă o să câștige Inter, ceea ce probabil că au prima șansă, având în vedere că vin cu 1-0 din tur, sunt șanse foarte, foarte mari să crească mult mai mult decât e acum. Așadar, eu aș zice să-l cumpere acum și să-ți asumi riscul, pentru că eu aș merge pe mâna celor de la Inter, că o să se califice în dubla manșă pe care o nu mai facem pe Champions League. Iar aici, pe CF, l-aș lua direct pe Raspadori, Road to the Final, un car solid, mult peste Govu, dacă mă întrebați pe mine, care o să-și ia și upgrade, având în vedere că este la Napoli și că Napoli sunt într-o formă excelentă și eu cred că o să ajungă destul de departe anul acesta în UEFA Champions League. Multă baftă, bro, și sper să te văd și în episoadele viitoare cu o echipă mult îmbunătățită, de ce nu? Ca în fiecare episod, nu putea să ne lipsească cel puțin o echipă stelară, să o numesc așa. Nu mă înțelegeți greșit, nu vă judec după echipe, dimpotrivă, eu sunt aici să vă ajut pe toți să creșteți ca jucători de FIFA și ca oameni, și de asta fac această serie de review-uri, ca să vă ajut să ajungeți la aia, cea mai bună formulă pe care o puteți introduce în teren de bugetul vostru și de ce jucători aveți între dubla. Așadar, nu judec pe absolut nimeni, doar că când vezi o echipă bună, you have to give the credits. Așadar, avem acest PL 96 care transformă echipa asta dintr-o echipă ok, într-o echipă senzațională. Avem un buget de 1,2 milioane, suntem pe PC și avem, normal, loc de schimbări. Așadar, pentru prima oară în acest episod, sărim bugetul cu 1 milion, sărim cu bugetul de 1 milion, îmi cer scuze, și aș merge direct aici pe serviciile lui Lucio. M-am gândit destul de mult să-l schimbăm pe Ribery, să luăm un bap pe aici. Problema e următoarea, dacă punem un bap pe aici, pentru că Ribery pare ușor depășit, nu prea avem cum să-i facem chemistry și decât să ne legăm la cap cu chestia asta, mai bine lăsăm pe Ribery aici. Te mai joci cu el o perioadă, până eventual îți permiți să-ți aici, nu știu, un Kimpembe, Centurion, pe dreapta un Hakimi, în poartă un Donnarumma, putem să ne jucăm cu echipa, dar asta putem să facem în episoadele viitoare, de ce nu, când o să vă dau eu verde, să zic așa, să reveniți cu echipele, ca să vedem când o să fie acest lucru. Trebuie să terminăm de postat toți cei care așteaptă, toate echipele celor care așteaptă. Oricum, o să vedem când o să ajungem la acel moment, dacă o să ajungem la acel moment. Totuși, revenind în prezent, eu l-aș scoate pe acest Maldini, l-aș băga pe Lucio și în viitor pot să țin un Mbappé, un Kimpembe, un Hakimi și așa mai departe. Dar în momentan de bugetul ăsta aș merge pe serviciul lui Lucio. Îl joc și eu personal și zic sincer, de când l-am luat, mai puțin de 16 win-uri n-am făcut. Așadar, multă, multă baftă, bro, și sper să-ți producă și ție rezultate, de ce nu, și mai bune de atât acest Lucio aici în loc de Maldini. Ne întoarcem pe peste 5 așadar, cu echipa 6-a, și avem un buget de doar 300.000, de care vom face totuși de schimbări. Schimbăm aici în 4-1-2-1-2 și îl mutăm pe Osebio peste Tâcu Smolare, Cococea trece aici pe Coamă, iar Mateos trece aici pe CDN. O să scoate Marchizio, Carvalho va fi lăsat acolo, și de toți banii aș merge pe serviciul lui Barella Road to the Final. Nu vă panicați că ăsta unul nu chem. Imediat îl punem aici pe Conte, pe Ligan, și ajungem la două bune de chem, ceea ce e absolut decent dacă mă întrebați pe mine. În rest, echipa arată foarte, foarte bine. Multă baftă, bro, și de ce nu, în viitor sper să-ți aici un CV mai bun și poate altceva în atac decât Smolare, că sta un Mbappé, de ce nu, sau ceva cu 5 skills acolo la creație. You'd be better off laying near the ground, why don't you get lost, or you messed around with my baby, I was never being double crossed. Ne mutăm pe PS4, unde avem un buget de doar 200.000
Și eu sincer l-am ochit pe acest Kirer. Că aș merge, da, merg de toți banii pe Konate. Știu, unii s-ar putea să nu fiți de acord cu mine, vă înțeleg. Iar aici, în plus, aș merge pe serviciile lui, pe Kir Totinomini, în loc de acest Traore, care nu mi inspiră prea mult încredere. 83 shooting acolo, sigur o să te coste mult în fața porții. În schimb, acest Fekir o să compenseze prin mult mai mult shooting. Într-adevăr are 3 pace în minus, dar overall eu cred că este un card mult mai bun decât Traore. Cam asta își face eu, bro, dacă aș fi în locul tău. Multă baftă să strângi acolo coin și să-ți îmbunătățești echipa, pentru că este clar loc de multe upgrade-uri în viitor. Ne mutăm pe PC așadar cu a 8-a echipă, unde avem un buget de 250.000 și ceva loc de schimbări. Nu cred că schimbăm, ba, schimbăm. Mergem pe un 4-4-1-1-2 imediat, perfect. Mutăm Neymar pe stânga, Saka pe dreapta. Știu că Casemiro să te ajute mult la chem, am observat, dar sincer o să-l scoatem din păcate. Și o să merg sincer eu pe serviciile lui Willock. Chiar dacă mulți zice că e mai slab cardul acesta, vă garantez eu că nu este. Uitați-vă la ce stațiuri are Willock overall, la ce stațiuri are Casemiro. Ok, are 88 defending cu 91 physical, dar în rest are Willock 21 pace în plus, are 10-9 shooting în plus, ca să nu mă corectați, 4 passing și 15 dribbling. Adică defending-ul și physical-ul ăla nu sunt tot ce contează, nu sunt singurele stats-uri de pe un card. Iar eu zic că Willock ăsta o să te ajute mult mai mult overall decât o făcea acest Casemiro cu un 65 pace și 73 dribbling cât avea acest card. Iar aici pe dreapta aș apela la serviciile lui Hakimi in form. Depășim puțin de tot bugetul, având în vedere că acest Willock e foarte, foarte, foarte ieftin. Depășim un pic bugetul, ajungem undeva pe la 310k, ceva de genul acesta. Și eu zic că este absolut onorabil. Multă baftă, bro, și sper să te revăd, de ce nu, și în episoadele viitoare cu spațiile astea cu jucători golzi aici de pe stânga, pline cu altceva, de ce nu, poate și un alt CB acolo. Ai ce să schimbi, asta este clar. Rămânem pe PC, avem un buget de 350.000 și sincer echipa arată foarte bine. Nu m-aș băga să umblu acolo în atac, am încercat să-l scot pe acel Walcott, dar nu am foarte multe opțiuni în bugetul ăsta. Așadar eu sincer aș merge pe serviciile pe stânga aici, pentru că acela arată foarte, foarte rău, sincer să fiu. Eu aș merge pe Malasia Future Star, știu că este scump, dar îți garantez că o să aibă un impact masiv asupra echipei. De Maldini și de Guehi nu m-aș lua neapărat. Poate în loc de Guehi aici să încerci un Pofanaro to the final. Totuși te-ai sfătuit să aștepți returul celor de la Chelsea cu Dortmund, pentru că Dortmund pleacă cu prima șansă și eu cred că Chelsea o să piardă această dublă manșă. Iar Fofana, eu zic că de la 260.000 câte acum o să se ducă fără emoții sub 200.000 în momentul în care Chelsea va fi eliminată. Și sigur o să reușesc să îi cumperi și pe Manase și pe Fofana. În rest echipa arată foarte bine, bro, l-am și pe acest Butraș, e senzațional, două căruțe de goluri, îmi imaginez că și Pușcaș la fel. Deci de asta nu m-am atins de ei, iar aici la mijloc, indubitabil, n-am cum să mă ating nici de Jorginho și cu atât mai puțin de acel Yaya Touré World Cup, care la ora actuală cred că este 3 milioane, 5 milioane. Deci n-am cum să mă ating de alt jucător, bro. Multă baftă și sper ca schimbările astea să te ajute să ajungi acolo unde ți-ai propus. Iată că ajungem la 10 echipă care de obicei marca finalul episodelor, dar de data aceasta, pentru că din nou suntem într-un episod special, marchează jumătatea acestui episod. Cred că rămânem pe PC? Nu, mergem pe PS4, unde avem un buget de 300.000 și o echipă care arată foarte, foarte bine. Ce aș face eu la această echipă, sincer să fiu? Bună întrebare. A scoate acest Ismaili, iar aici de tot banii aș merge pe Teo Hernandez in form și pentru niște chemistry l-aș lua pe acest mainan tot din omini. Ceh, baby, sincer, depășit la ora actuală, la fel și Ismaili pentru echipa pe care o ai tu. Așadar,
asta își face un rest, n-am de ce să mă ating de atac și de mijloc și așa mai departe, pentru că echipa arată absolut senzațional. Felicitări pentru norocul de la Eikenpekkurs și de la World Cup Heropekkurs, pentru că îmi imaginez că sunt picați acești trei jucători foarte, foarte buni. Multă baftă și aș zice că sper să te revăd în episoadele viitoare, dar sincer m-aș bucura mai mult să-mi scrii undeva pe Instagram sau pe Discord că aceste schimbări te-au ajutat și că ai reușit să produci niște rezultate foarte bune cu echipa aceasta, având în vedere că nu prea ai ce să schimbi. Maxim aici, Maldini, în rest e absolut uimitoare echipa. Multă baftă acolo, bro, să atingi cele mai bune rezultate cu această echipă. Pe PC și avem, iată că, un nou record atins în acest episod. Din păcate nu este un record de cel mai mare buget. Știm că recordul este deținut de un băiat care avea Mbappé tot 3 de băl, adică 12 milioane de coinși, dacă nu greșesc, și nu cred că va fi bătut vreodată. Nu știu, aștept cu nerăbdare să fie bătut acest record. Totuși, batem alt record, recordul de cel mai mic buget. Dar de obicei, eu nu aș fi făcut review acestor echipe. Când văd un buget mai mic de 100 de K, sincer, nu prea mă bag la creație, să zic așa. Totuși am ales să o fac pentru că are câțiva jucători 3 de vol, adică Nakat, acesta și Azpilicueta, care ne măresc substanțial bugetul. O să scot rapid câțiva jucători de pe bancă de aici și o să scoatem acesta Azpilicueta, care e 3 de vol, la fel și Nakata, și îl voi introduce aici pe acest Fofana, care la prima vedere n-arată așa de bine, dar vă rog să vă uitați mai atent la cardul lui pe Fudin, pentru că are un card super, super ok. Asta am crezut și eu prima oară, că e un card slab, dar când m-am uitat mai bine la el am zis, bă, ia stai așa, că dacă avea plus 2 shooting era gulit gang. Deci din nou, uitați-vă mai bine la el, iar aici pe CB aș miza pe serviciile lui Van Dijk Gold. Cam asta e ce aș face eu, l-aș urca pe Payet, care l-avea pe bancă și pe care l-am scos eu la șurca aici pe poziția de cam, și în loc de Pires, în viitor i-aș recomanda să-și ia un Saka tot în omini. Știu că e scump, știu că e depășit bugetul cu mult, este o schimbare pentru viitor, da? Totuși Nakata asta este 200.000 cu 70.000, eu zic că se apropie rapid de a strânge cei 300.000 cât are nevoie pentru a-l cumpăra pe acest Saka, care arată foarte, foarte bine. Iar pentru a pune echipa în full cam, aș merge pe un antrenor francez din Ligue 1. There you go, 33 din 33, multă baftă, bro. Sper că vei observa și tu îmbunătățile pe care le-am făcut aceste echipe și că vei urma aceste sfaturi, deoarece eu cred că te vor ajuta masiv. Mărim bugetul și ne întoarcem pe PC, unde avem un buget de 500.000 și o echipă interesantă, aș zice. În primul rând, Haaland ăsta trebuie să dispară. În cel mai apropiu sens al cuvântului, trebuie să dispară. Pedri la fel trebuie să iasă, Gavi trebuie să iasă, pentru că sunt depășiți, sincer să zic, bro, cu 70 defending, 76 physical, 75 defending, 80 physical. Nu-ți faci treaba cu el. Mutăm pe Enzo aici pe CDM. L-aș lua aici pe Barella, Road to the Final, care mie îmi place mult de tot. Și în toți anii zic, bro, și vă zic tuturor, Barella mereu a fost open FIFA. L-aș scoate și pe Jordi Alba, o să-l schimbăm imediat. Pentru că e tradable, având în vedere că nu l-a bifat ca în tradable, cum a făcut cu Enzo, Odegaard și Dudek și așa mai departe. L-aș scoate și pe Martinez, aș lua aici un Tomori Inform, care a mai scăzut prețul în ultima vreme, lucru care mă bucură. Aici ar fi trebuit luat un Teo Inform, dar nu ne ajung banii, deoarece vreau să iau un sut destul de bun. Dar momentan mergem pe Teo Gold. În schimb, tu dacă ai mai reușit să strângi coin și între timp, cum se întâmplă la mulți dintre voi care îmi scrieți, bro, am mai strâns 200 de K între timp, o să iau varianta mai bună a unui jucător pe care mi l-ai recomandat tu. Eu mă bucur foarte mult, vă dați seama, așadar dacă ai strâns coin și îl iei pe Teo Inform, dacă nu, după ce vezi acest review, tragi tare acolo, te zgârcești un pic, nu mai faci niște SBC-uri inutile, niște pecuri din care oricum nu pică nimic cel mai probabil, și strângi coin pe coin și în 2 săptămâni maxim ar trebui să poți să ți-l permiți pe Teo Inform, care este într-adevăr un upgrade considerabil față de acesta de 85. Iar aici pe sută am păstrat bani mulți pentru acest raspador pe care l-am recomandat și mai devreme, din nou îmi păstrez opinia. Este un card foarte, foarte bun și eu cred că își va lua și upgrade și va ajunge destul de departe în UEFA Champions League. Dacă nu au ghinion la tragerea la sorsă, pice cu vreun titan,
Deși la ce formă au Napoli, sincer, îi văd în stare să scoată și echipe ca Bayern Munich sau Manchester City. Multă baftă, bro, și eu zic că echipa arată mult mai bine acum. Rămânem pe PC așadar, unde avem un buget de doar 200.000 din păcate, dar e loc de schimbări. De Bruyne gol neapărat trebuie să iasă, bro, nu mai ai cum să-l joci pe 1 martie sau când o să apară acest videoclip pe 3 martie pe acest De Bruyne gol. Este clar depășit. Eu aș merge din nou pe serviciul acestui Willock pe care l-am recomandat și mai devreme, l-aș scoate pe Smolarek pentru că și el este depășit, cardul base, iar aici l-aș lua pe Nketiah. În viitor, da, poți să încerci, am depășit bugetul, deci ăștia sunt banii, nu mai putem să facem alte schimbări din păcate, dar pe viitor l-aș scoate și pe acest Maldini și aș merge sincer pe orice intră aici care arată mai bine decât Maldini, cum ar fi acest Cancelo, care este din păcate foarte scump, de asta nu ți l-am pus, și la fel și Robertson, m-am uitat să văd dacă găsesc o variantă ieftină, dar din păcate toți sunt extrem de scumpi. De aici poți să strângi aproximativ 300.000 și să încerci, habar n-am, Davis ăsta, poți să încerci Robertson care stă și în full, că face link și cu Van Dijk și mai mulți jucători din echipă, poți să încerci Cancelo, tot din nominii, poți să încerci mai multe carduri, dar trebuie să ai răbdare și strângi acolo coins și până atunci lăsăm aici pe Mendy, scârțe un pic sincer acolo pe left back și ar fi o problemă mare în echipă dacă eu l-aș avea acolo, dar eu cred că tu te-ai obișnuit cu el și mai poți să joci câteva săptămâni până reușești, de ce nu, poate să prinzi din pachete un left back foarte bun sau să reușești să pui coins pe coins și să-ți cumpere alt fundaș stânga. Multă baftă, bro, și eu zic că aceste sfaturi au schimbat radical echipa, având în vedere că nu mai joci cu De Bruyne Gold și cu acel Smolare care a apărut în septembrie. A 14-a echipă din acest episod ne duce pe PS4 cu un buget de 150.000 din păcate, iar de 150.000 eu l-aș scoate pe acest Okocha, l-aș băga pe acest Cancelo de pe bancă aici, pe left back, știu că Acuna, de fapt, ba nu, greșesc, Acuna era tot în doi, cel vorbim pe Cancelo care e de 10 ori mai bun, nu înțeleg de ce l-ai jucat pe acest Acuna, bro, iar aici pe Camo aș miza pe serviciile Joe Cole World Cup, depășim bugetul, da, dacă acest Okocha este tradable și având în vedere că a trecut 7 de mult timp de când s-au postat aceste echipe și că am spus din nou că o să-mi forțez un pic mâna cu bugetele în acest episod, eu zic că este absolut rezonabil și că acest Cole o să-și facă treaba mult mai bine aici pe cam decât și-o făcea Okocha, chit că Okocha asta avea și skill-ul, Cole are 3 pace în plus, are și mai mult shooting și mult mai mult passing și așa mai departe, deci este overall un card mai bun pe poziția de cam. Multă baftă, bro, și sper să revin episodele viitoare cu un buget mult mai mare și cu o echipă mult îmbunătățită. Și la obiect, echipa cu numărul 15 sunt pe PC. Avem ceva probleme pentru că Mbappé, după cum se poate vedea, nu stă în full cam. La fel nici Carvajalia. Așadar îl scoate pe acesta. Știu că are un card bun, dar trebuie scos, îmi pare rău să spun. Îl scoate și pe Maldini. Mergem aici pe serviciile lui Kimpembe Centurion. În rest, echipa arată foarte bine cu Diego Carlos, Van Dijk, Cafu, Courtois, apărarea arată excepțional. Mataus cu Vieira aici, din nou sunt senzaționale și cu Yaya Touré. Iar pe Lefmid aș merge pe serviciile lui Cherki, care ne ajută foarte, foarte mult din punct de vedere al chemistry-ului, la fel și Kimpembe. Și pentru a obține full chem, pentru a obține un boost incredibil de chem, mergem pe Ten Hag, pe Premier League. Manager olandez de Premier League, practic. Și în poartă vom lua Alisson. Trebuie scos acest Courtois, tot iau în vedere că stă în 0 chem, ne mânca foarte mult din chemul total al echipei. Și dar iată, 33 din 33 chem. Știu că am scos 2 jucători foarte buni pentru că Maldini nu e atât de wow, dar uneori trebuie să faci genul ăsta de sacrificii. Dacă vrei poți să-l introduci pe acest Carvajalia în minutul 1, dar eu îți garantez că nici Cherki ăsta nu te va dezamăgi. Va compensa acolo prin passing și prin dribbling, având în vedere că dacă nu greșesc are 5 cu 5, într-adevăr. Așadar, multă baftă, bro, în continuare, iată, Cherki este chiar mai scump decât acest Carvajalia, deci teoretic ar trebui să fie și mai bun in-game.
Multă baftă și sper să te revăd și în episoadele viitoare, de ce nu, cu o echipă mult îmbunătățită. Nu dăm pe PS4 unde avem un buget de doar 200.000, dar avem și loc de schimbări. Primul rând, de la scoate pe acest Carvalho, având în vedere că este cel mai depășit din echipă, zic eu, și aș merge aici pe serviciile lui Tomori Inform. Știu că ar trebui scos și acest paiet și mai multe carduri, dar momentan de banii aceștia eu aș apela la Tomori Inform. De ce nu aici Hakimi Inform în viitor? Schimbem pe Centurion aici, Centurion în locul lui Marquinhos, Teo Hernandez Inform. Multe carduri se pot aibăra de aici, Mbappé, Gold, ai loc clar, Forlan, World Cup și așa mai departe, e loc clar de schimbări, dar momentan de 200.000 eu te-aș sfătui să ți iei pe acest Tomori pentru că te va ajuta extrem de mult în a opri adversarii din a marca multe goluri în poarta ta. Multă bastă, bro, și chiar sper să te revede în puțea de luitoare, că o echipă mult îmbunătățită aici, chiar se aplică poate cel mai mult din toate echipele pe care le-am avut în acest episod, având în vedere că este clar loc de multe, multe upgrade-uri. Lucru care din nou trebuie să te bucure și să te facă să vrei să te joci cât mai mult și să strângi cât mai mulți coins și cât mai multe pachete. Și ca să nu uit, one less touch, mergem aici pe un antrenor portughez din Ligan pentru a boosta chemistry-ul. 32 din 33, te-am pupat și multă baftă acolo la Grand. A 17-a echipă, rămânem tot pe PS4, vine cu un buget de 600.000 și din nou, cum v-am spus, voi forța aceste bugete în acest episod. Apare arată foarte bine, nu o să mă bag să umblu aici, nu o să umblu nici aici în linia de 4 mijlocași să-i numim, dar l-aș scoate pe acest pușcaș și l-aș introduce aici pe Kylian Mbappé, unicul și senzaționalul. Știu că nu are bani de la acum. Poate am mai strâns să te trim, m-aș bucura să poți să-l cumperi imediat după ce vezi acest review. Dacă nu, din nou, cum v-ați sfătuit și pe ceilalți până acum, strângeți acolo un pic din dinți, coin pe coin, și o să ți-l iei pe acest Mbappé, cât ai zice, broscoi. Multă baftă și eu îți garantez că Mbappé ăsta o să fie game changer. Din nou, vă sfătuiesc pe toți care nu l-ați încercat pe Mbappé până acum, încercați dacă aveți posibilitatea să strângeți coins pentru a vi-l cumpăra la un moment dat, pentru că este game changer, e absolut senzațional cât de meta și de băguit și de OP poate să fie acest card din game. Și dar rămânem tot pe PS4, dar bugetul se înjumătățește, avem un buget de doar 300.000. Totuși cred că putem să facem câteva schimbări care să te ajute. Mascherano ăsta neapărat trebuie scos aici de pe CB. Iar aici l-aș scoate pe aceste Hernandez Gold și l-aș introduce pe cel Inform. Iar aici pe CB aș miza pe serviciile colegului său Tomori, pe care l-am tot recomandat și pe care o să-l tot recomand de-a lungul timpului, deoarece arată senzațional. Și sigur acest 9 plus la pace o să te ajute foarte foarte mult în a bloca atacanții adversi care încep să devină din ce în ce mai rapizi. Și Mascherano garantez că nu mai putea să se țină după ei. Multă baftă, bro, și baftă acolo la grind, că ai loc să îmbunătățești echipa substanțial. În ultima echipă din acest episod ne trimite pe PS5, unde avem un buget de 400.000. Echipa arată foarte bine cu aceste Eusebio World Cup care fură ochii tuturor, cum s-ar spune. Nu cred că schimbăm formația, nu, rămânem aici. Și a schimba totuși ambii fundași centrali. Aș merge din nou pe Tomori Inform, la fel cum am făcut-o în multe echipe din acest episod. Iar aici aș merge pe colegul său Kalulu Future Stars. Și pentru un boost de chem în poarta aș miza pe Mai Nan Totinomini. Iar ca să mai boostăm un pic chemul pe Neymar, care stă în 1 chem, o să-l păstrăm pe Diego Simeone, pentru că avem nevoie de argentinian pentru Di Maria, dar îl vom pune pe Ligan. Nu? Nu știu ce n-am vrut să-mi ia așa, în fine. 30 de puncte din 33, eu zic că e super ok și echipa arată absolut fenomenal. Neymar ăsta e monstru și în 2 chem garantez, iar fundașii ăștia centrali o să se descurce mult mai bine decât au făcut-o Bremer și Maldini pe semnătura mea, cum s-ar spune. Multă baftă, bro, și
cred că aceste două schimbări te vor ajuta foarte, foarte mult în a opri adversarii din a înscrie în poarta ta. Încheiem acest episod pe PC cu un buget de 300.000 și cu loc de multe, multe schimbări, dacă am întrebat mine. Așadar, trebuie să dispară acest Salah, trebuie să dispară acest Kane, pentru că are 84 pace și nu e absolut deloc meta. Trebuie să dispară acest Petit. Trebuie să intre aici Vieira în loc de Balak, pentru că Balak are 78 pace și e mult mai non-meta, să zic așa, decât este Vieira base. Aici pe CB aș merge pe Guehi Future Stars. Pe dreapta l-aș lua pe Saka, tot din Omini. Iar pe poziția de ST, ți-aș recomanda să-l încerci pe acest Rashford Potomu. Vă garantez eu că este mult mai bun decât Kane, având în vedere că are 8 pace în plus. Așadar, o să fac o diferență foarte mare acest pace. Este mult mai meta, ai nevoie de jucători rapizi în atac, asta este clar. Și Rashford ăsta o să se simtă mult mai bine în game, având în vedere că are și 5 skill-uri și așa mai departe. Multă baftă, bro, cu echipa, pentru că e clar că e loc de bunătățiri. Încearcă aici să-l muți pe Cancelo pe left back, asta ca un small touch de final, pentru că Ake are 81 pace. Iar pe poziția de right back să-l pui pe Walker. În rest, echipa arată bine, lăsăm pe Pep Guardiola aici, regele de la Manchester City cu Premier League, full cam și multă, multă baftă acolo să strigi cât mai mulți coins, pentru că e loc de îmbunătățiri clar la această echipă. Iată, ne ajung și la finalul acestui episod, episod special, episod mult mai important, să zic așa, pentru că este episodul cu numărul 10. Mă bucur din nou foarte mult pentru că a ajuns seria aceasta la al 10-lea episod atât de repede și pentru că arătați o susținere foarte mare pentru această serie, lucru care m-a motivat să fac și acest episod foarte lung, care a necesitat foarte multă muncă și foarte multă dedicare și concentrare, pentru că e destul de obositor să faci atâtea review-uri, să te gândești la echipe, să ți le organizezi, să organizezi clipurile, să editezi clipurile și așa mai departe. E multă muncă în această serie, chiar dacă unii dintre voi ați crede că nu. Așadar, vă rog să o ținem, să o ținem tot așa și să lăsați acolo like-uri, subscribe-uri și comentarii, pentru că, din nou, o zic și o repet, mă împing foarte mult de la spate. Nu vă mai săcăi cu aceste trei lucruri foarte importante pentru mine. Țin totuși din nou să vă mulțumesc și să vă explic din nou cum o fac în fiecare episod pentru cei care sunteți noi. Dacă vreți ca echipa voastră să apară în episodul următoare, tot ce aveți de făcut este să intrați în descriere, să apăsați pe linkul de Discord, să intrați acolo pe grupul nostru, să citiți în primul rând, deci în primul rând citiți regulamentul, pentru că adminii mei și cu mine am început să dăm banuri peste banuri. Nu mai tolerez absolut niciun fel de încălcare a regulamentului, nu mai stau să dau explicații, ai primit bani și gata. Dacă știi regulamentul, sunt foarte ușor de evitat greșelile din acel regulament care sunt explicate, sunt foarte ușor de evitat, sunt niște lucruri cât se poate de normale și niște lucruri cât se poate de corecte, zic eu. Și nu e nimic absurd, nu e nimic la locul lui, așadar respectați regulamentul, citiți-l cu atenție ca să nu vă treziți cu bani din senin. Și tot ce aveți de făcut apoi este să postați echipa pe cameră, review, YouTube, după modelul mesajului de mai sus, iar în decurs de câteva episoade vă garantez că veți apărea. Nu este vorba de noroc, nu fac niciun fel de diferențe, cât timp aveți un buget decent și o echipă care nu e la troll gen full gold sau full toti, clar o să apareți în următoarele episoade și veți primi review-ul mult dorit. V-am pupat, mersi încă o dată pentru atenția acordată, eu am fost Papa, mă înclin, ciao!